Ca parte a sesiunii ordinare a adunării parlamentare a Consiliului Europei, la Strasburg, luni, s-a discutat problema alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 30 noiembrie anului trecut. Reprezentanții APCE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că cu două zile înainte de alegeri, un concurent electoral, Partidul Politic Patria, a fost exclus din alegeri. К сожалению, но я должен публично здесь об этом рассказать, что список кандидатов за три дня до голосования был укорочен. Суд за три дня снял целый ряд кандидатов с голосования за три дня до выборов. И я могу понять возмущение и разочарование тех, кого сняли. În același timp, reprezentanții APCE au declarat că retragerea din alegerea Partidului Patria a influențat rezultatul alegerilor, deoarece o mare parte din electoratul care ar fi votat pentru această formațiune politică sau nu a mers la votare sau și-a oferit votul pentru alte partide. Я единственный могу поддержать высказывание Жан-Клода в том, что один кандидат, на который приходит 10-15% голос желающих проголосовать, за три дня был снят с предвыборной гонки. Это, конечно, дестабилизирует очень серьезно. Cu două zile înainte de alegerile parlamentare, Partidul Politic Patria, pe lista electorală a cărei era Renato Usatăi, a fost exclus din cursă. Decizia finală privind retragerea Partidului Patria a fost luată de Curtea de Apel Chișinău. Din cele declarate de reprezentanții partidului, această formațiune a fost retrasă din cursa electorală din motive ridicole, afirmând că argumentele acuzării nu au fost încă dovedite. Partidul Patria a contestat decizia Curții de Apel la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Mai târziu, după alegeri, legitimitatea retragerii partidului a fost pusă la îndoială de președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova, Dumitru Diacov, în timp ce președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acest fapt.